Salutare oameni buni! Tale vă pupă! De la primul până la ultimul și de la ultimul până la primul. Și astăzi e luni început de săptămână și vă urez un început de săptămână frumos. Cel puțin început, că sfârșitul nu se știe niciodată. Și astăzi aia o să facem. O să vă povestesc sfârșitul unui istoric care eu l-am făcut mai de mult și care mă cunoașteți mai de mult timp. O să înțelegeți despre ce vă vorbesc. Astăzi o să vă vorbesc despre adevăratul motiv care m-a dus prin 2007-2008 să plec din România. Care am preferat să plec din România. Fraților, acum, prin 2007 nu toți aveam calculatoare PlayStation. Și erau alte timpuri. Băieții făceau alte ălea. În 2007, încă exista. 2007, da, 2007, 2006, nu vreau să vă spun minciuni. Încă existau băieții de cartier, existau ăia care se băteau ca să ducă renumele cartierului, frate. N-aveam ce să facem altceva, fraților. Ca să ne treacă timpul, făceam așa ceva. Fraților, mi-a dus acum aminte de episodul ăsta. Trece un băiat prin cartier, era seară și vorbeau, era el și cum că alți băieți, cred că se întorceau de la școală și vorbeau tare. Și eu ca șmecherul de cartier le zic, bă, vorbiți mai încet că aici lumea doarme. Și treziți oamenii, bă, băieții ăștia au tăcut din gură, au plecat, Pff, eu m-am simțit bine. A doua zi, a doua zi, da, pe seară, vine un prieten și îmi spune, bă, ai grijă că te caută unii din cartierul X să te bată că te-ai luat de ei seară și le-ai dat umilință și chestii de genul ăsta. Eu șmecher de cartier le-am zis, mă doare în pulă, să vină, ia aștept. Bă, păi n-au trecut 10 minute, caud, bum, 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 gălăgie de pe o stradă mai micuță. Fraților, dintr-o dată ies vreo 50 de copii ca mine, 16-17 ani, eu mi-am dat seama, ia uite, venirea ăștia, Dar am zis, bă, mai bine iau bătaie decât să fug. Sau cel puțin rămân aici și după aia fug. Da, ca să am și o scuză. Bă, au sărit, mi-au dat, a trebuit să mă salvez într-un fel. Că erau și orgoliile, frate, pe timpul ăla. Acum lumea am văzut că nu prea mai are orgoliu. Au pierdut chestia asta să fiu orgolios. Bășină. Bășină de... Eșuată. Bine. Bă, fraților, dacă știți bine când v-am povestit chestia că doar ce pusă să și eu o brățară de la un tovarăș să văd cum îmi stă și au venit ăștia și un loc să mă apăr, stăteam cu mâna pe brățară ca să nu pierd și brățara, să fiu și bătut, să mai și plătesc brățara astuia. Bă, tovarășul ăsta care era cu mine n-avea nicio vină. A, a luat și el bătaia. Bun, asta e. Băi, de cartier se întâmplă. Le iei, le dai, le iei, le dai. Și așa mai departe. Așa crești. Înainte nu creșteai mâncând. Înainte creșteai luând bătaie și dând bătaie la alții. Pula mea. Dar, atât timp cât bătaia se dădea cu pumni, cu picioare, era ok. Problema că o să vă povestesc ce s-a întâmplat după aia, că s-a întâmplat mai multe chestii. S-au întâmplat mai multe chestii. Cer scuze dacă mai greșesc așa. Verbele, predicatele și substantivele. Pă, nu mi-a plăcut școala. Asta e. Acum îmi pare rău. Înainte, nu. Fraților, mă bată ăștia, se termină așa. P au plecat, au... eu am plecat. A doua zi. Stăteam tot așa pe strada asta principală, la mânca de semințe și ne uitam la oamenii care trec. Să vedem cine mai trece și ne organizam să ne luăm revanșa. Când la un moment dat trece un băiat care era din cartierul ăla, dar noi nu știam dacă el avea vreo legătură sau nu cu bătaia. Și prietenul nostru ne zice: Pă, vedeți că ăsta e acolo din cartier, dar eu nu știu dacă el a fost aseară, nu știu. Ăsta ce s-a -a întâmplat? A, tre a trecut pe lângă o dubiță. Și dintr-o dată, când a ieșit de din dubița asta, fum, a luat-o la fugă. Noi ne-am gândit, bă, dacă ăsta fuge, înseamnă că știe ceva, a fost. Din păcate, băiatul ăla nici măcar, după aia am auzit că el nici măcar n-a participat la bătaia aia. Dar el, pur și simplu, fiind din cartierul ăla, i-a fost frică și a fugit. Noi am fugit după el, printre mașini, pe stada principală, pam, l-am bătut. I-am dat ca tâmpiții, chiar l-am bătut rău de tot. Chiar îmi pare rău acum, dacă stau bine și mă gândesc. L-am l-am lăsat acolo și după aia am auzit și povestea că l-au dus la spital cu mașina unde băgau câinii maidanezi, care luau câinii maidanezi de pe stradă. cum mașina aia l-au dus la spital. Bă, frate, îmi pare rău, sunt chestii care se întâmplă. Când ești mai copil, să zicem așa, asta e. Cum i-ați dat voi mie, ne-am vandat și noi vouă. Asta e, frate, n-ai ce să faci. Se mai întâmplă. Cum dai, așa e. Bun. Și... Normal. Ăștia au venit iară seara. Să ne dea și ei nouă. Bun. Eu eram acasă. Nu o să uit niciodată seara aia. Eram acasă și mă sună prietenul, cum v-am zis, vreau să vorbesc cu cuvântul prieten. Poate nici măcar nu era prieten, era altceva, dar să zicem prietenul. Îmi spune unde ești. Bă, sunt acasă. De ce? Eu mă gândeam că ăsta mă suna ca să mergem să-i luăm pe ăia. Vezi că venirea ăștia iară nu ieși din casă. Bun, eu. Bă, fraților, am coborât jos și mi-aduc și acum aminte. Știți cum v-am povestit de barul la Pietrișu? M-am pus după gardul barului să, să văd de unde veneau ăștia când dintr-o dată am început să aud sirene. Eau, eau, poliția, frate, dar toate, toate părțile veneau poliție. În momentul ăla mi-am dat seama că s-a întâmplat ceva urât. Urât. Bă, în 5 minute, după 50 minute că m-a sunat ăsta, au început mașinile poliției, treceau prin toate părților. Vă spun adevărul, mie ce mi-a fost frică că s-a întâmplat ceva la tovarășii mei. Bătaie sau poate s-au început să se bată și a trecut poliția pe acolo și a început să, să dea drumul la sirene, nu știu. Îl sunam pe tovarășul ăsta, pe prietenul, și nu răspundea, nu răspundea, nu răspundea, nu răspundea. Ia, uite, frate, se întâmplă ceva, astuia. nu răspunde la telefon. Trece o persoană din cartier și întrebă ce se întâmplă, bă, s-au tăiat. În momentul ăla, vă spun sincer, am văzut negru. De ce? Că eu știam că erau 2 de mei și vreo 30 de alu -ala. Deci mă așteptam că ei au venit pregătiți să ne dea. Vin într-un cartier unde știi că pot să fie ăia mulți, m-am gândit așa, s-au pregătit, au venit cum trebuie, iau tăia pe ăștia, frate. Bă, nu vreau să vă mintă, dar așa cum mi-aduc aminte că am început să tremur. Tremuram, Uite așa, îmi mâinile, nu știam unde să mă duc. Că de ce? Mi-era frică să nu mă vadă poliția. Chiar dacă eu nu am participat la șena aia. Nu știu, în momentul ăla nu mai știu nicio ce. De ce mi-era frică de, de poliție, cum vine vorba. Și întreb pe cineva care a rămas acolo. Că, a? Bă, dar ce s-a întâmplat? Bă, prietenul. A tăiat pe unul. Că ce s-a întâmplat? Ăștia când au venit au întrebat, dar unde e ăla? Nu mai mi-aduc aminte cum mi-au zis, că eu pe timpul ăla aveam, știți cum, aici a ras, tăiat scurt părul și aveam un fel de creastă și era blondă creasta asta. Și ceva pe numele ăla mi-au zis, unde e blondul, ceva de genul ăsta. Și ăsta, prietenul, întreabă, bă, dar ce treabă aveți voi cu el? Ăștia, în momentul de față, pam, i-au dat o Problema că după palma asta, a venit altul din spate și când a vrut să dea cu palma, s-a lovit de un obiect ascuțit. Și s-a lovit în burtă de obiectul ăsta ascuțit. L-a luat salvar. După aia am aflat că i-au scos milța, sau cum se numește. L-a lovit puțin pe la ficat, i-a atins ficatul și a avut, nu știu, nevoie de câte, nu știu, câte zile, nu știu ce, nu știu cum. Problema care e că după aia ne-au băgat pentru loviturile astea și pentru bătaia cu care am dat-o și ne-au mai băgat și că i-am furat lanțul de aur, care nu i de lanțul lui, nici măcar nu ne-am ne atins, nici măcar nu știam că avea lanț. Noi nu, 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 nu ne băteam ca să furăm lanțul de aur. N-aveam nevoie de așa ceva. Noi ne băteam pentru că eram orgolioși. E, chestii de genul ăsta, nimic altceva. Fraților, nu o să uit niciodată câtă bătaie am luat de la poliție eu, ziua aia. Că m-au sunat. Vin, să dai declarații. M-am dus prima zi, am dat declarații, ce băieți de treabă, scriau ei, mă vreau, aveam impresia că vor să mă ajute, cum vine vorba. O, a doua zi m-au sunat iară, dar m-au sunat ea mai aia care se ocupă de cazuri de genul ăsta. Bă, mi-au dat, vă dau cuvântul meu, donare, nu o să o uit niciodată. Scriam declarația și nu țineam mâna pe foaie. Deci când scriam, de multe ori se mișca foaia, pom, aici îmi dădea la urechi. Și faci, bă, nu știi să scrii? Pum, pune, pune, pune. Bă, mi-a dat că nu mai simțeam urechea. Vă dau cuvântul meu de onoare. În 2006-2007, cât era, mi-au dat 15 milioane amendă. Erau ba mulți pentru noi în perioada aia. Dar i-aș fi firmat amendă și de 100 de milioane. Numai ca să ies de afară de acolo. Bă, l-aș fi mâncat. Deci de ce l-ați bătut? De ce ați făcut? Nu știu ce, nu știu cum, nu știu ce, nu știu cum. Băiatul ăsta a picat în automat, pe arest. M-am dus la tribunal, ca să, ne au, la doua zi au judecat ca să, cum se zice, să, să vadă dacă îl țin în arest sau nu. Că l-au băgat, ne-au băgat pentru răfuială între, între clanuri. Așa e și pe ziar. Răfuială între două clanuri pentru nu știu ce, nu știu cum. Și noi n-aveam nicio treabă. N-aveam nicio treabă, eram băieți de cartier care se băteau și se mai întâmplau și chestii de genul ăsta. Atât. Dar n-avea legătură. Clanuri, nu clanuri. Bășini. Nu existau așa multe clanuri în perioada aia cum există acum. Erau mai mulți băieți de cartier și după aia erau clanurile, mă, dar clanurile erau altceva pe vremurile alea, nu ce vedeți voi acum. Bă, nu o să uit niciodată și acum băiatul ăsta, m-am dus, ne-am dus pachet și am cumpărat Ken 8, ăla lung. Și acum nu o să uit niciodată, când mi-a mi povestit după aia, mi-a zis, băi, ai grijă că ăsta merită bătut, că e tare în gură cu noi. Că ziceau, ziceau că eu sunt tare în gură și că mă uit urât la ei, la polițiști. Păi după câtă bătaie mi-am luat și cum vrei să mă uit la tine și să, să te pup? nebunule. Și băiatul ăsta și-a riscat libertatea pentru mine, prietenul ăsta și-a riscat libertatea și nu o să uit niciodată. Nu o să uit niciodată să-i mulțumesc și să-l apreciez. Și de aici poate o să înțelegeți de ce anumite persoane vin pe canalul meu și îmi propun să fac anumite chestii ca să aducă abonați. și să lovesc persoane care pe mine m-au ajutat poate pe YouTube și eu de aia nu reușesc să accept așa ceva. Că eu deja în viața reală am fost obișnuit să nu accept așa ceva și am fost obișnuit să fiu ajutat și să ajut prietenii și nu să-i trădez pentru chestii de genul ăsta. Când tu ai prieteni care își dau libertatea pentru tine, nu o să poți niciodată să, să faci manevre, să vorbești, hai mă să-l lupem pe la, să-i facem pe la pentru abonați. Acum poate să -mi... Că mulți mi-au zis, bă, n-ai caracter, n-ai caracter, n-ai nimic, de ce? Deci pe YouTube așa se face. Fă-i mă acasă la tine, mă. acasă la tine, vinde-ți mă tu familia ta, vinde-ți pe cine vrei tu. Da, în viață, dacă nu vinzi sau nu faci anumite jocuri, nu înseamnă că nu ai caracter. Poate ai prea mult și poate știi ce înseamnă anumite chestii și de-aia nu faci anumite chestii. Fraților, și aici am ajuns. Să vă spun de ce am preferat să plec în Italia. Că eu eram problema în momentul de față acolo. Unul era tăiat. Unul era pe pușcărie. Eu eram pe treaba mea. Ei ar fi venit să mă caute. Să se răzbune iară. Eu m-aș fi apărat. Și astăzi nu știu unde aș fi. Ora aș fi prin pușcărie? ori aș fi prin mormânte sau poate n-aș fi pe niciunde. Și în momentul ăla m-au luat niște băieți mai jmecher și mai mari decât mine și mi-au zis, bă frate, ești copil și o să te pierzi. fă bagajul, du-te acolo, stai liniștit, să se liniștească puțin apele și după aia n-ai nicio treabă. Mă înțelegi? Că dacă vă duceți înainte așa, cineva o să o să stea rău. De aia am plecat în Italia. N-am vrut să vă povestesc prea mult din chestia asta. Ca să nu spun prea multe chestii private despre mine. Și eu mulțumesc, -o Dumnezeu, că am avut norocul să s o întâlnesc pe Nevastă mea în Italia. Că și în Italia o să vă povestesc ce s-a întâmplat. Că tot mintea de om prost aveam și în Italia. Mai rău. Și norocul meu cu Nevastă mea că m-a scos din anumite chestii. Vă pupă Talebanu, sper să fii povestit cum trebuie, să nu mă fi pierdut în idei, să nu chestii de genul ăsta, că e prima oară când vă vorbesc despre așa ceva, am evitat să vă povestesc chestiile ăștia, Ne auzim la următorul vlog, vă pupă Talebanu, aveți grijă de voi și băgați-vă mințile în cap și aveți grijă de prietenii voștri, că ăia chiar sunt o comoară dacă aveți prieteni adevărați. Vă pup!